Prietenă foarte bună a pictorilor mușceleni, artista doljană Cristina Oprea și-a lăsat profundă amprenta în viața culturală a cetății lui Negru Vodă. La Câmpul Lung, atât la Muzeul Municipal, cât și la Galeria Arta, artista și-a lansat mai multe volume de versuri și proză, dar a fost prezentă și cu tablouri pe simeze. Despre opera Cristinei Oprea, actualmente director la Centrul Cultural de la Turda, au vorbit importanți critici de artă. Vitrina noutăților plastice din complexul comercial de lângă primărie ne propune spre a fi admirată lucrarea Spiritul din Materie. Lucrarea, un triptic, de fapt împărțit în trei registre, Spiritul din Materie, așa a denumit-o, o lucrare într-o manieră decorativă de lucru, cu culori vii și interesant este ideea care a așternut-o, așa cum știe autorul, într-un mod foarte special, care de fapt se regăsește cam în toată opera ei. Deci aș putea spune că o caracterizează această alegere de a lucra și de a desfășura tema respectivă. Următoarea expoziție a Cenaclului de Arte Plastice Ide Negulici va avea loc în complexul comercial de lângă Primăria Municipiului Câmpul Lung, miercuri 23 ianuarie. Lucrările aparțin membrilor Cenaclului, dar și al membrilor Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România. Tema propusă este Unde-s mulți, valoarea crește.